În primul rând, felicitări. Criminală de treabă, că ce se poate juca, am înțeles, în România, putem să adaptăm un pic așa. Ești de o criminală de treabă în Chicago? Bine, criminală nu sunt, sau nu? Poate sunt în ghilimele, dar sper că sunt de treabă. Trebuie să întrebați colegii. Păi nu ești pe rolul de... Ce rol ai? Eu sunt Velma Kelly, dar Velma Kelly nu prea este de treabă, din păcate. În schimb, are o latură foarte, foarte frumoasă, are o determinare de-a lungul întregii piese, o determinare feroce, pe care, într-o mică măsură, o admir. Cumva vrei să intri în pielea personajului încă de acum 17 ani, deși atunci erai foarte mititică, dar puteai să joci. Adică m-aș fi chinuit foarte mult să înțeleg. Cred că aș fi avut emoții extrem de mari. Nu cred că aș fi fost pregătită. Acum am vârsta potrivită pentru acest rol și nu mă mai sperie nimic. Așa. Și mă emoționează, în schimb, feedback-ul colegilor atunci când fac ceva bun sau amuzant sau... Cred că e vremea bună pentru Velma Kelly. Dar zi-mi, că le-am întrebat și pe colegele tale, ai văzut spectacolul, nu știu, în vacanțe sau la noi s-a pus în scenă? Acum mulți, mulți ani, da, am fost și am văzut la Teatrul Național spectacolul. Aceea e o variantă, noi facem cu totul și da, cu totul evident, altă variantă. Da. Avem foarte mulți tineri în distribuție, cu energie aparte și cu multă viață și poftă de muncă și asta se simte. S-a simțit inclusiv la repetiții și mă bucură tare mult că eu sunt cea mai mare de vârstă de aici, așa că mă pot hrăni și mă pot... mă simt inspirată de ei pentru că sunt foarte, foarte muncitori și foarte talentați. Nu știam despre tine că ești sportivă, pentru că ești mai discret așa și vreau să te întreb. Acum? Ești sportivă de... De performanță? Performanță? Nu. Căci am văzut că e cam mult dansă și voie bună în aceste... Nu sunt, sunt o leneșă în general, dar pentru acest proiect a trebuit să mă pregătesc un pic mai bine, așa că merg la sală, fac exerciții speciale pentru efortul pe care trebuie să-l depun aici, un efort considerabil și susținut și am vrut să nu plachez. Deci mă duc și fac mișcare. Deci noi te-am urmărit de-a lungul timpului și nu ai avut niciodată vreo reținere atunci când a venit vorba de outfiturile personajelor tale, indiferent că era la teatru, TV și așa mai departe. Acum presupun că aveți niște outfituri din astea. Sunt absolut seducătoare. Pe aici, pe acolo, Iren Costin este cea care face costumele și evident că ea a avut grijă ca noi să ne simțim confortabili, să ne simțim bine în costumele noastre și sunt superbe costumele. Și vreau să te mai întreb ceva. Știu că sunteți la un anumit nivel acum, că ai spus că ești puțin mai mare decât ceilalți și nu mai ai nevoie de documentare neapărat atunci când intri într-o tipologie de personaj. Cum e, de fapt? Documentarea, mai degrabă cred că am avut o parte muzicală. Datorită sau din cauza experiențelor mele făcând foarte multe personaje de-a lungul timpului până în prezent, sunt peste 600-800 de personaje făcute ca exercițiu în meserie. Nu mi-e foarte greu să caut în mine resorturi pentru acest personaj, dar ce m-a provocat foarte tare a fost partea muzicală și partea vocală, pe care a trebuit să o aprofundez și să mă pregătesc alături de colegii mei în fiecare zi. Am făcut exerciții de canto, am mers și am vorbit cu artiste care asta fac, să-mi explice atunci când vreau să obțin o anumită notă, când obosesc, ce pot să fac, niște trucuri vocale. Adică înainte de 6 aprilie, când e primul spectacol, să faci pauză vocală o zi? Nu cred că o să am acest lux de a face pauză, dar îmi protejez un pic vocea, adică nu țip, nu beau rece, cât se poate. Câte spectacole faci în paralel? Acum astea sunt pe repetiții, dar în același timp mai ai?
Pentru acest proiect pe care l-am început în ianuarie, am făcut un fel de sacrificiu, nu e mult spus sacrificiu, dar am prioritizat acest proiect înainte de toate. Am jucat doar spectacole pe care le-am la teatru și am fost foarte prezent aici, pentru că un astfel de gen ocupă un spațiu interior foarte mare, dar și un spațiu, un program foarte mare, pentru că am repetat multe ore. E necesar să repeți multe ore pentru tipul acesta de spectacol, musical. Și n-am intrat în alte proiecte. În schimb, am avut această experiență să lucrez în două proiecte de teatru în paralel și mi-a fost foarte greu, pentru că e complicat. Nu știu de ce te-am întrebat asta, pentru că vreau să ajung la întrebarea dacă e mai bine în 2024 pentru un actor în România să fie independent sau să fie freelancer. Nu cred că e mai bine așa cum e bine pentru fiecare, în funcție de ce își dorește fiecare. Eu am avut noroc să fiu angajată de mult, tare de mult. Și spun că am avut noroc pentru că este o altă experiență să fii în teatru, să fii angajat. E un tip de responsabilitate pe care trebuie să o ai. Înveți cum e să fii într-o trupă, înveți care sunt obligațiile tale ca angajat, dar am lucrat și independent. Adică am lucrat în proiecte în afara teatrului și mie mi-a fost bine și așa și așa. N-aș putea să spun e bine doar într-un fel. E bine așa cum e bine pentru fiecare. Și pe final, pentru că văd că deja domnul regizor vrea să ne ridicăm, că mă gândeam acum în timp ce veneam spre voi, de când nu te-am mai văzut în serial? Și cred că din 2000 și când erai în Atletico Textila, dacă mi-aduc aminte. Oh, da, 2012 sau ceva de genul. Da, că au trecut 10 ani. Nu-ți mai este dor, nu mai vrei, îți place mai mult pe scândură? Mie îmi place teatru și eu m-am format pentru teatru și asta am visat să fac. Nu s-a evit încă un proiect atât de mare sau... Nu s-a evit un proiect în care să cred și să-mi placă. Nu mi s-a oferit un proiect de genul ăsta. După mult timp în televiziune devii un pic mai pretențios. Poate. Uneori poți deveni și nerealist. Vreau să cred că am devenit un pic mai pretențioasă în ceea ce privește meseria. Și aștept să vină acel proiect de televiziune seducător. Deci nu zici nu. Nu e doar... Nu zic nu. Nu, în principiu. Dar dacă e și îți place și te mulea. Da, dacă e un scenariu care ți se potrivește și merită să renunți, sigur, cum ai spus că nu te implici în, sigur, foarte mult, atunci deci e posibil. Acum să vină directorii de casting. Să vină. Până atunci noi te urmărim, venim pe 5, pe 6 și pe 7, dar și în mai. Cumpărați bilete ca să se o țină toată vara. Din vară să așa se ducă e, la să fi. Vină lumea să ne vadă, să ne susțină și cred că avem nevoie de susținere din partea comunității, din partea tuturor, pentru că genul acesta merită un loc în România, un loc de cinste și deocamdată aș putea spune noi și alți regizori suntem un pic cei care... se sacrifică puțin pe altarul artei ca să aducă acest gen în prim plan și să ne obișnuim și noi să mergem la musicaluri.